Da, dragilor, bună ziua și bun găsit la întâlnirea cu profesorul online. Dar eu am de treabă, urgent. Să vedem tema pentru acasă. Da, la clasa a șasea. Tema pentru acasă. Clasa a șasea. Și sigur, mai e fracții, operați cu fracții, parcă zici, nu? Da. Fracții, operați cu fracții. Te rog. Calculați. Calculați. 1,6 ori 3,2. 1,6 ori 3,2. Deci, așa, sub formă de fracție. Da. Deci, e luată din parte cu zi, vorbește. Și este egal cu 16 supra 10. Da. Ori la 32 supra 10. 32 supra 10. Și egal cu simplificăm înainte de acel mulțire, nu? A, da. Adică? Prima se simplifică cu 2. Deci, pe ea o putem simplifica. Da. 10. Așa, și face 8. Pe 5, ori? Ori... Tot prin 2, da? Da, da. Prin 2. Adică 16. Deci este 5. 5. Pe diagonală nu mai putem face nimic. În final, mulțim numărul care trei și numărul de 3, da? Da. Și e cam matematicul, vorbește, 8, 6, 48. 48. Așa. 12. 12 supra 25. Să vedem acum, vă repede. B. 1,25. 1,25. Ori 2,004. 2,004, da? Da. E cam mai departe, cu pește? Păi este egal cu 125. 125 supra 100. Ori 2004. 2004 supra 100. 100. Supra 1000. Este egal cu, simplifică prima disus cu prima, apoi a doua. Adică, prin cât? Printr-un 5. 25. 25, da. 25. Aici sunt 25 și aici sunt 4. 5-ul ăsta cu 1000 aici. Și vine 200. 200, corect. Acum, mai vedem dacă putem face încă da, se poate. Pe 2004 cu 4. Deci 2004 cu 200, cu 4, corect. Prin 4 chiar. Da. Merge 25. Așa. 50. 502. Deci face aici 502. Da. 502 se mai poate simplifica cu 200? Nu. Păi de ce nu? A, bă, da, 502. Așa, și face cât? Și face 100. 5. Da, 215. 215. De ce 15? 51. 200, ai zis? 51. 51. Deci 2 în 5 de 2 ori, 10. 2 în 10 de 5 ori. Deci 251, da? Deci, în final, zic și 251 supra? 251 supra... cât era? 200? Da, 200. Supra 100, nu? Da. Supra 100. Mai se poate simplifica oare? Nu. Nu, că aici am prin 2 și 5 da. Și sus nu am prin 2 și 5. În concluzie da. Este ireductibil și stop. Mai departe. Nu. Calculați și scrieți rezultatul sub formă de fracție ordinară. Așa. 5 supra 7. 5 supra 7. Ori 2,8. 2,8. Egal. 5 supra 7. Da. Ori 28 supra 10. Ori 28 supra 10. Egal. Simplifică 5 cu 10. Da. Aici rămâne 2. Și vine 28 supra 14. 28 cu 2. Unde se simplifică? Da. Suntem atenți tot timpul sunt maxim cu cuvintele să faci, da? Da. 14. Și 14. 14. Atât. Și 14 cu cine?
14 cu 7 și așa. Vine 1, 2, și vine 2 supra 1. 2. Da? Da. 2 pe 1, acum 2. 5 supra 9. 5 supra 9. Ori 7,2. Ori? 7,2. 7,2, exact. Și egal cu 5 supra 9. Da. Ori 72 supra 10. Da. Este egal cu 5 cu 10. Da. 2. Și 72 cu 90, 4,3. Păi tu 9 chiar. A, da, 9. Și vine 8 și 1. Așa. Acum 8 cu 2. 8 cu 2 și vine 4. Și 1, deci 4. Da? 4 pe 1, 4. 4 cu 2. Folosiți proprietățile numerelor raționale. Calculați. 4 de 1 cu 2. 3 supra 5, ori 2 supra 7. Cred? 3? Supra 5. Ori 2 supra 7. 2 supra 7. Așa. O închide paranteza, 21 supra 18. Înmulțim, nu? Da, înmulțim. 21 supra 18. Egal cu 9. Da. Egal cu 1. Crezi că de ce a pus în paranteza asta aici? Nu știu. Ca să spună că sunt tăi să facem pasta. Dar înmulțirea este asociativă, da. Adică noi și putem să scriem și în loc de 13, 29 pe 18. Nu? Deci putem să ne comutăm, putem să ne asociem cum vrem noi. Mulțirea este și comutativă și asociativă. Da. Deci, practic, putem opera, să zicem, 7 cu 21 se poate simplifica, da? Da. Dar e sigur mulțire aici. Da, mulțire. Da? 7 cu 21. 7 cu 21 este 3, 1. Da. 2 cu 18. Da. 9. 9. Și 3 cu 9, 1 și 3. Da. Și asta. 3 cu 9. Deci 3 cu 9 și 3 în 5. Da. Și s-o 1. A, și 3 cu 1. Și 3 cu 3 iată se duce de acolo. Da. Și în final, când ne rămâneci? Și vine 1 supra 1. 1 supra 5. A, supra 5, da. 1 supra 5, da. Asta e altul. 3 supra 5. 3 pe 5. Ori 2 pe 7. 2 pe 7. Ori 21 supra 18. 21 supra 18. E cam cu? De la 2 supra 7 cu paranteză. Ultimele două în paranteză. Da. Asta ca să vorbim de asocierea aceea, da? Da? Deci, practic, poți să simplificăm sau în ce mă se te rog? Simplificăm 2 cu 18 și vine 1 și 1. 1 și 9. 1 și 9. 7 cu 21. Da. Și 3 cu 9. 3, 3 cu 9 pe aici, pe 3. Și vine 3 cu 3, da. Și este egal cu 1 pe 5. Sigur că da. Sunt aceleași de mai sus. Uite, 3 pe 5 ori 2 pe 7 ori 21 pe 18. Numai că au fost asociate ultimele două, da? Da. Deci, practic, se sesizăm de 3 pe 5 ori 2 pe 7. Într-o paranteză mulțime. Ăsta e de parcă aș face 3 pe 5 ori ăsta. Da. Dar importanța la mulțime este asociativă. Bun, la urmă. 3 supra 5. Da. Ori 2 supra 7. Ori 2 pe 7. Ori 21 supra 18. Este aceeași, tot aceleași trei fracții. Da. Dar acum nu mai sunt în paranteze. Și calculul este rapid, nu? Noi am făcut. O facem pe 5, știi? Da. Dar care este altceva? A. Știind că A ori B este egal cu 3 supra 7. A ori B este egal cu 3 supra 7. A, și ce este egal cu 14 supra 5? Calculați. Cine mai este egal cu? Ce? C-ul. E egal cu 14. 15. 15. Și acum, am cum e ce calculați ce? Nu, calculați A ori B, orice, B și ce paranteză. A ori B, orice. A ori B, orice, B și ce în paranteză. Da. Da. Ei. Și e mulțime pe cele două. Da, sigur, e mulțime peste tot.
Păi A ori B de orice, de orice în paranteză, egal cu A ori B, tot nu vreți cu C. Datorită asociativității, de asociem cum vrem noi. Da. Și atunci A ori B știm, uite că avem un problemă. Da. Deci în loc de A ori B punem 3 pe 7. 3 supra 7. Adică 14 supra 5. 14 supra 15. După 7 cu 14. Ce simplifică? 2. Așa, 3 plus 15, 5, face? Și este egal cu 2 supra 5. Corect. A cu? B. Știm că A ori B. Știu așa, că A ori B. A ori B este egal cu 21 supra 17. 21 supra 17. Și C este egal cu 51 supra 14. 51 supra 14. Calculați A ori B, orice. Atunci. A ori B, orice, fără să fie cu scurtare. Ba da, da, A și B. A ori B, da? Da. Deci A ori B, orice. Păi, A ori B, chiar deja, da? Nu mai trebuie să mai asociez nimic, face 21 pe vorbește. 21 supra 17. Da. Ori 51 supra 14. Egal cu? Și este egal cu... Se simplifică 21 cu... Nu, se simplifică printr-o în 7. Deci 21 cu 14 printr-o 7 și aici 3 și după aceea 2. Așa. 17 cu 51. Da, 17 cu 51. Prin 17 fiți mărtim și face de 3 ori de 3. Da. Deci vine 3 aici. Și atunci care e rezultatul final? Și este egal cu 9 supra 2. 9 fel de alte ieșiță. Știți că A ori B? Știți că A ori B? Este egal cu 42 supra 5. 42, da. Și C ori D? C ori D, egal cu? Este egal cu 35 supra 77. 35 supra? 77. 77. Atunci, ce trebuie să calculăm? Calculați A ori B ori C ori D. A, B și C în paranteză. A ori B. Ori C, ori D. C în paranteză. Așa. În fel. Scriem în schimb A ori B în paranteză, ori C, ori D. Deci, fiindcă are o proprietate de asociativitate, plecrim pe A ori B în paranteză și ce ori D în paranteză, da? Da. Și ca cu A ori B. Ori? Ori C, ori D. Deci la mulțire trebuie asociezi cum vrei tu, îi comuți, mai știi ce vrei tu. Da. Și ai... egal cu 42 supra 5. Egal cu 42 supra 5, ori? Ori 35 supra 77. 35 supra 77. Și la mai departe, te rog să vezi. Se simplifică 5 cu 35, vine 71. Da. 42 cu... Nu. Ba da, 42 și 77, cu 7. Și la câte stace? 6 și 6 și... 6 și 11. 11. Și... Acum. Și este egal cu 42, supra 11. Supra 11. Acest este rezultatul final, 42 supra 11. 12. Calculați în două moduri. A. 3 pe 5. Ori 1 supra 9. Ori 1 supra 9. O plus 4 supra 9. Plus 4 supra 9, da? 1 supra 4 și cu 4 supra 9 paranteză. 1 pe 4. Nu, 1 pe 9. 1 pe 9 și? O 4 pe 9. Ah, așa. Da. Deci 3 pe 5 mulțit cu așa de chestie. 3 pe 5 înmulțit cu o paranteză deschisă. Așa v-am înscris, eu nu știu ce să fac. Da. Deci 3 pe 5 înmulțit cu o paranteză deschisă 1 pe 9 plus 4 pe 9. Egal cu? Este egal cu 3 supra 5. Da. Ori... Două moduri. Faci un prim mod. Ce da. Poți făcui la primul mod? Faci o paranteză și înmulțim. Așa. Și egal cu 3 pe 5 ori 1 pe 9 ori 5 pe 9. Și este egal cu, se simplifică 3 cu 9. Deci face 3 pe 5 ce ai spus.
ori 5 pe 9. Și dau 5 pe 3. Și 3 cu 9 se simplifică și faci 1 pe 3. Dar zici în două moduri, și care e al doilea mod la care te gândești? O înmulțim 3 supra 5. Adică aplicăm ce paranteza. Ce aplicăm? Distributivitatea. Distributivitatea. Deci aplicăm distributivitatea și facem calculul corespunzător. Te rog. 3 supra 5. Deci al doilea mod, asta a spus primul, al doilea mod, de exemplu. Ori 1 supra 9. 3 pe 5. Scrim așa, 3 pe 5 ori 1 pe 9 plus 4 pe 9. Scrim din nou ieșiți la asta. Este egal cu, ca să vadă tot omul, ce anume face? 3 supra 9, 3 supra 5, pardon. Face 3 supra 5 ori... ori 1 pe 9, corect. Plus 3 supra 5, da. Ori, 1, ori 4 supra 9. 4 pe 9. Și? În paranteză. Și? Și este egal. Nu mai scrie o paranteză. Da, dar... Na. Deci am aplicat distributivitatea, da. Și asta este. Și acum ce se întâmplă? Simplificăm 3 cu 9. Și rămânem 3. 3. Iarăși, 3 cu 9. 3 cu 9. Și face? Și vine 1 supra, 1 supra 45. Deci și 45. 5 ori 3. A, scuze, am scris. Da? Am scris. 1 supra 14. Supra 15. Corect. Plus? Plus 4 supra 15. Și este egal cu 5 supra 15. Și facem final. Și este egal cu 1 pe 3. 1 pe 3. Deci, iată, cel de-al doilea mod. Aici am făcut întâi agonala și până la obții. Tot dintre sub-am aplicat distributivitatea, da? Și a ieșit așa de ieșit, așa cum a cerut autorul, în două moduri lucrate. Zi-mi alte ieșiți. Despre 3, înmulțit cu o paranteză. O paranteză. 1 supra 6. Deci 2 pe 3, înmulțim cu deschidem paranteza, așa o spui, da? 1 supra 6 plus 5 supra 24. 1 pe 6 plus 5 supra 24, da? Da. Egal. Tot în două moduri bănesc. Da, tot în două moduri. Hai, te rog. 2 supra 3 ori... 2 pe 3 ori deschidem paranteza. Ori. Ce facem acolo? Păi facem adunarea, după aceea amplificăm. Deci se aduce la același numitor, nu? Care e numitorul comun între cele două? 24. 24, pe prima amplificăm cu? Cu, pe prima amplificăm cu 4. Și apoi vine? Și apoi vine... Putem zice o singură fracție, nu? Da. Punem numitorul comun 24. Nu mai punem paranteza, că rolul paranteze îl preia fracția. Așa. 4 și este egal. 4. Da, 4 până 4. Plus, plus 5. 5. Și egal cu? Și este egal cu 3, 2 supra 3. 2 pe 3. Ori. Și. Ori 9. 9 supra 4. 24. 24. Și egal cu? Ia să vedem ce poți face. 3 cu 9. 3 cu 9 simplifică. Și 2 cu 24. Da. Și vine 12. 12. Dar și 3 cu 12. Corect. Și vine 1 pe 4. 1 pe 4. Asta este final. Alte ieșițiu? Tot acesta. Da, dar bine, era altă cale, da? Da. 2 pe 3 ori 1 pe 6 plus 5 pe 2. Scrim din nou, da? E ca un punct. Este egal cu 2 supra 3. Exact. 2 pe 3. Ori 1 pe 6. Da. Plus? Plus. O 2 pe 3. Corect. Ori 5 supra 24. Da. Și egal cu? Este egal cu? Simplificăm 2 cu 6. 2 pe 24. Da. Așa. Rămâne aici 3. Da. La 24, 12. Și egal cu? Și este egal cu? O 1 ori 1 pe, 1 pe 9. Plus, plus 5 pe 5 supra 6. 3 ori 12? Da. Te place? 36. 36. Și egal cu? Și este egal cu... Scrie în drept, nu? Sau? Care e doar pe 1? 36. Da, aici am făcut cu 4. Și este egal... Punem numitorul comun 36. Așa. Și vine
4 supra 3, 6. N-am mai scris, am zis de așa așa oricum. 4 plus 5. Și egal cu? Și este egal cu 9 supra 3, 6. Și care e prin simplificare prin 9? 9 este egal cu, prin așa, prin 9. Este egal cu 1 de 6. Este aceeași rezultat, nu? Da. Aceeași rezultat ca și înainte. Dar mai departe. 13. Deci e sub 13. A. Știind că A ori B. A ori B. Este egal cu 13/7. 13/7. Și A ori C. A ori C. Egal cu? Egal cu 15/8. 18. 28. 28. Calculați A ori B. Atunci A ori B. Plus? Plus C. A ori B. Deci, nu, trebuie să anunțim cu... Anunțit cu B plus C. Da, B plus C. Așa vedeți. Anunțit cu, în paranteză, B plus C. Da. Așa. Și egal cu? Păi nu scriem A ori B, în paranteză. Continuăm să lucrez, da. Adică ce fac aici asta? Că știu pe A ori B și pe A ori C. Păi facem A ori B mai întâi. Și scriem 13. Nu, aplicăm distributivitatea azi. Da. Și vedem ce iese. Deci, distributivitatea înseamnă că să mulțim cu amândoi termeni. Da. Și limite de aici. Egal cu A ori B plus? Plus A ori C. A ori C. Și este egal cu 13/7. 13/7. Plus 15/28. 15/28. Egal cu? 28. 28, corect. Și este egal cu. Este luat prin același numitor. Care e numitor comun? Și e 28. 28, adică am ridicăm aici. Cu 4. Cu 4. Punem numitorul comun, nu sigur. Da. 28. 28. Și da. Vine 3 plus 15. Nu 3, 4. 12. Plus 15. Da. Și este egal cu 8. 4, 3, 12. 4, 3, 12. Da, scuze, 12. 12 plus 15. Ce-și face? 27. 27. Supra? Supra 28. 28. Da, să ne dați mai poate simplificat în ceva? Nu. Nu. 27 face 3 ori 9. Nu? Da. Iar 28 e 4 ori 7. Nu, nimic comun, niciun divizor, deci este ireductibil. Mergem mai departe. Ok. Știind că A ori B, știu că A ori B este egal cu 33/121. Supra 121. Și A ori C este egal cu 3/11. Cu 3/11. Calculați B plus C. Atunci, nu. Calculați C? B plus C, paranteza. B plus C, paranteză, ori? Ori A. Ori A. Și B minus C, în paranteză, ori A. B minus C, în paranteză, ori A. Două rezultate. E ca mai departe cu? Din prima rezultă, mă rog, egal cu... facem distributivitatea. Înmulțirii față de-a doua, n-ai importanță fi la dreapta sau la stânga, deci vine B ori A. Așa e, vorbește. B A plus B ori C. Plus? A ori C. A ori C. Și egal cu? Și este egal cu 33/121. 33/121. Plus 3/11. 3/11. Și aplicăm în partea asta de cu 12. De ce? De ce? Cât e numit doar pe oameni? 121. 121. Și 121 plus 11? 121 părți la 11? 11. Da, 11. Că 11 și 11 fac 121, nu? E pătrat de efect, ea la 121. Da. Și adică înseamnă că am multiplicat cu 11. Da. Da. Deci egal cu unul, sunt sigur numitor comun care e. Este egal cu 121. 121. 33 rămâne. 33. Plus? Plus 33. Da. Și este egal cu 60.
6 supra 121. Ia să vedeți, mai simplificați. Nu, nu se mai simplifică. Nu se mai simplifică? Eu zic că da, prin 11. A, da. Există divizorul comun. Care e divizorul? 11. 11. Că 66, să zice 6 ori 11. Iată, se va vedeți în toată lumea, din 6 ori 11. Și din care vine 11 la pătrat. 11 ori 11. Acum, pentru 11, simplifică fracția. Și rămâne 6 ori 11. Iată că am rezolvat și asta. Alt punct. Mai zici ce eu? Da. Ia să-ți spunem. A ori B. Știu A ori B. A, n-am terminat aici. A, da. B plus C. Și este egal cu A ori B. A ori B sau B, A. N-are importanță cu vărea ori B sau B, A. Tot același lucru. B, A și scrie eu. O plus... Nu plus. De ce? E minus aici. Da. Deci distribui cu semnul de aici. Da. Minus C ori. C ori A. Da. Și este egal cu 33 supra 121. 33 supra 121. Minus. Da. 311. 311. Și face. Și amplificăm. Ori așa, ori se zicem că asta e simplificabilă. Da. Din cât s-a simplificat? 311. Deci împărțim pe 11 și ar face 1. 3 supra 11. Da. Minus. Minus 3 supra 11 și este egal cu... și este egal cu 0. Egal cu 0, sigur. Așa puteam face și aici. N-am observat. Că 33 pe 121 simplificat dintr-o 11. Și ar fi fost 3 pe 11. 3 pe 11 și 3 pe 11. Iată, aici am mulțit, am amplificat, am pierdut timp. Păi și așa sunt pe 11, da? Altă exerciție. O 14. Da. Calculați cotinul factor comun. Deci calculați. Cotinul factorul comun. Calculați. Scoțin. Factor comun. Te rog. Chiază. 3 spre 7. 3 pe 7. Ori 77. Ori 77. Plus 2 spre 5. Plus 2 pe 5. Ori 77. Ori 77. Ori 77. Egal. Și este egal cu 77. E factor comun, nu? Da. Deci egal cu 77. Pe lângă 3 spre 7. Da, plus? Plus 1. Nu, pe de 7 ori 1. Da, 7 plus ori 1. Nu, nu e plus 1. Deci ori 1 și nu are importanță. Că 37 pe 7 ori 1, da. Mai trebuie pe 7. Ori 12 pe 5. Plus? Plus mai. Plus, da, spune. Atenție, mă, plus 2 pe 5. Și e cam mai departe, cu 77 ori. Iată, o să faci acolo, ca acolo. Găsim ca factorul, pardon, numitorul comun. Care este numitorul comun? 35. 35, pe prima multiplică. Cu 5 pe de 7. 5 pe cealaltă cu 7. Și va fi egal cu 7. 7 mulțit cu o singură din fracții. Pune numitorul comun 35. Așa, 15. Plus? Plus 14. Așa. 35. 35. Și este egal cu 77. Ori 29 supra 35. 35. Ia să vedem dacă, înainte de a face mulțirile, că eu vor scrie 77 pe 1 aici, nu? Da. Înainte de a face mulțirile, știu câte se fac simplificările. 29 nu se simplifică. Cu 1 n-am nicio treabă. Da. Atunci cu? Da. Cine? Se simplifică. Ia deci. Nu da. E 7 ori 11, 35 și 7 ori 5. A. Este divizorul 7 incorporat. Deci prin cât simplificat? Printr-un 7. Printr-un 7, da. Și atunci rămâne în sus 11 și jos 5. 5. Și va face egal mai departe. Egal cu 296.
29 ori 11, da? Da. Ia fă, 29 ori 29, 29 ori 11, care e pe calcul. Să vezi că e bine, da? 319. 319 supra? 6 supra 5. 5. Deci, final 319 supra 5. Acesta este rezultatul. Să mergem mai departe. Tot cu factorul 1, cred că mai sunt acolo. Da. 3 ori 5 plus 3. Cât? 3 ori 5. 3 ori 5. Plus 3 ori 1 pe 4. Ori 1 pe 4, da. Plus 3 ori 17 supra 16. Plus 3 ori? 17 supra 16. Păi da, bun. Care e factorul comun? 3. Deci am făcut 3 pe lângă. 3 pe lângă. 3 ori 5. Apărat pe 5 plus 3. Deci 5 plus 1 pe 4. Plus 5 pe 4. 5 plus 1 pe 4. Așa. Așa. Plus 4. Plus 17 supra 16. 17 supra 16. Și cam mai departe cu 3 ori. Și este egal cu 3 ori... Ce faci? Ne scrie ca pe 5 pe 1, l-am amplificat cu 4. Dar care e numitor comun la toate 3? 4. 4. De ce 4? Ca și 4 și 16. Ah, scuze. Deci am mai 3 numite. Da. Poți fi și 7 și 10 fracții. Numitorul comun al tuturor. Care e numitor comun? Este... 64. De ce 64? 16. 6. 16 nu se pare. A, da, noi avem cel mai mic multiplu comun. Da? Da. 16. Și atunci pe prima amplificăm fiecare 1 cu 16. Care o lua cu... Cu 4. Da. Și cealaltă cu nimic. Și zicem, mulțipirii fracții, punem numitorul comun 16. Și bine. 50. 15 ori 8, ia vezi, nu 70, cred că e 80, ia mai fădat. Pe 5 ori 6, 30, 5 ori 5, 3, 8. Da. Deci 80. 80 plus 4, plus da. 17, plus 16. Și egal cu? Și este egal cu... 74, 11. Da. 11 și 21. Deci 28, 10. Da. 102, mă dată. Da. Ia mai vedem o dată. 101. 101 supra 16. Se mai simplific prin ceva, asta de fracția asta e irezutibilă, e irezutibilă. Care sunt divizorii de jos? Deci de jos sunt 2, 4. Deci 2 la 4. Da. 2, 4, 8 și 16. Da. Dar sus nu vrea, nu are pe 2. Este ireductibil. Deci e ireductibil. Deci termină aici. A, e ieșițiu. Da, ba, nu uite. De ce? 3, 9. A, dar nu uitați să-l punem. Deci ori 3. Iar cum spune a fost de 3 ori și asta, da? Da. Și acum, cât vine? Și vine. Se văd așa. Vine 303. Așa. Deci supra. 303. Totul supra. Totul supra. Și 48. Dar de ce zici 48? Ai mai cu 36%. Păi sunt cu greșeala mare. Numitorul cât este la pe? 1. Da. Și vine 1 și 16, deci mai 16, nu se mulțește și sus și jos. Atenție, nu mai faci greșeala asta, da? Deci supra 16. Mergem mai departe, mă arată. 2 supra 5. 2 pe 5. Ori 7 plus 3 ori 7. 3 ori 7. Minus 7. Minus 7. Ori 12 supra 5. 12 supra 5. Și
Ce i-am avut? 24,7. Da, deci am 7 pe lângă. 7 pe lângă 2 supra 5. 2 pe 5, da. Da, 2 pe 5. Da. Așa. Ori 10 supra 5. Păi, plus cât? Când ați văzut pe 7, din prima vreo la 3 pe 5. Păi plus 3, ești atent. Atenție. Și minus, ai zis, din ultima fracție, dacă ați văzut pe 7, din înmulțirea asta, 12 pe 5. De acord? Da. Și la mai departe? Găsim un numitor comun. Care este? 5. 5. Am verificat mai aici cu... 5. Da, și egal cu 7 ori. 7 de ori. În fracții, punem 5 numitor comun. Și vine 2... 9. 2 plus 15 plus 12. Minus 12. Minus 12. Da, egal cu... Și este egal cu 7, pentru 7 ori 29. De ce 29? 39, pără. Încă o dată fel. Pe 2 plus 15 îl face, 2 plus 15. Este 12. De ce? Ah, minus. Am mai pus plus. Minus. Spune că de 6 și minus. Și vine 5. 5. Deci ori 5. Da? Da. 5. Ori 5 supra 5. Deci vine 5 supra 5, nu? Da. Și 5 pe 5 face? Face 1. Deci eu am fost 7. Da? 7 ori 1. 7. Da? Da. Este final. Mergem mai departe și la fel de ce. 3 supra 19. 3 supra 19. 3 supra 7. 3 pe 7. Plus 3 supra 19. 3 supra 19. Ori 4 supra 7. Ori 4 supra 7. 3 supra 19 e un factor. Deci 3 pe 19 supra 19. 3 pe 19. Sunt lângă 3 supra 7. Da. Ori... Nu ori. Plus, plus. Plus, atenție, plus, din cea de produs, plus. Plus, 5, 4 supra 7. 4 supra 7. Și egal mai departe, egal cu? Și este egal cu 7 supra 7. 3 pe 19, ce să scrie? Și este egal cu 3 supra 19. 3 pe 19 ori 1, nu? Da. Și egal cu 3 pe 19, 4 pe 5. 2 supra 23. 2 supra 23. Ori 3 supra 5. 3 pe 5. Plus. Minus. S-a numas. 2 supra 5. 2 pe 5. Ori 3 supra 46. Ori 3 supra 46. Egal cu 1. Da. E, hai să vedem cum vedem aici. Putem să... Să scriem pe... Pe despre 23, nu? De ce nu? Putem să scriem pe despre 23 ca și 2 ori... Păi putem zice 2 ori 3 supra 23 ori 5. Fel să facem mulțirea. 2 ori 3. Putem zice, așa se mulțesc două frații. Da. Ori 2 ori 3 și 1 ori 3. Deci 2 ori 3 supra 23 ori 5. Minus. În partea cealaltă. Minus 2 supra 5. Minus. Păi, scriu și aici mulțirea. Da. 2 ori 3. 2 ori 3. Supra. Supra. 5 ori 46. 5 ori 46. Dar ori 46 pot să zic 2 ori 23. E bine? Da. Deci, ori mărim încă o dată. 2 ori 3 supra 23 ori 5 minus 2 ori 3 supra 5 ori 2 ori 23.
Hai să zicem, 2 ori 3 face, 6. Deci egal mai departe cu, cum spun, egal cu 6 pe 23 ori 5. Nu mulțim aici. 115 de ce? Nu, nu mulțim. Lăsăm așa să vezi de ce. Minus, în partea ce a fost 6 supra 5 ori 23. Deci, faptul că pot să zic așa 5 ori 23 și ori 2. Nu? 5 ori 23 ori 2. Și se poate simplifica 2 cu 6. Așa am putea face. Dar observăm că 5 ori... Chiar putem scoate factorul 1 fracția 6 supra 23 ori 5. Da, și, vine despre 1 acolo, nu? Și, ce rămâne aici? Dacă scoatem 6 supra 23 ori 5, din prima fracție rămâne 1. Da. Că e asta ori 1. Da. Deci rămâne 1 pe 2. Deci, observăm că am comun cine este comun? 6 pe 23 ori 5. Și asta vă zbim 1 pe 2. Nu e comun 6 pe 23 ori 5 și într-o parte și în alta? Ce-i de termen? Da. Facem un factor comun. 6 supra 23 ori 5 pe lângă, da? Din prima fracție în care v-ați dat acasă. 1. Minus 1. 1 pe 2. Și egal cu 1. Și este egal cu... Putem face mulțirea. Putem face mulțirea și face 6. 115. Supra 115. Așa. Ori... Ori... Îl amplificăm cu 2 prim. Da. Și vine... 2 minus 1. 1 pe 2. Da, 1 pe 2. Și acum simplificăm 6 cu 2. Da. Și face 3. 3... Și vine... 3 supra 115. Așa, 3 supra 115. Să vedem dacă mai se simplifică. Da, se simplifică printr-un 3. Ia să vedem, da, da. Da, se simplifică printr-un 3. Nu. Deci, suma ce vreau nu facem, dacă s-a dat la 3, da? Deci, chiar e redundant. Interesant, așa a rămas. Mergem mai departe. Hai să ne mai facem o dată. Puteți de la început să vezi 23-ul și 5-ul. Iar 46 este iarăși 23 ori 2. Și atunci puteai să scoți în factor comun de la bun început 2 ori 3 care făcea 6 supra 23 ori 5. Deci, pe 23 îl vedem aici și îl vedem și 46 prins. 2 ori 23. Și 5 este iarăși. Și atunci scoatem pe 23 ori 5 la numitor, iar numărătorii 2 ori 3, 2 ori 3. Și 6. Deci, deodată când ai să îți spărți. Altceva, te rog. 5 ori. 5 ori. 7 supra 11. 7 supra 11. Plus 5. Ori 3 supra 22. 3 pe 22. Minus 5 ori 1 supra 2. Minus 5 ori 1 supra 2. 2. Și egal. 5 ori 5 ori dă un factor comun. Deci egal cu 5 pe lângă. 5 pe lângă 7 supra 11. Corect. Plus 3 supra 22. 3 pe 22. Ori 1 supra 5. Minus 1 supra 5. Minus 1 supra 2. Și este egal cu 5 înmulțit cu 1. Găsim un fac bun, un numitor comun. Care este? Care este 22. Pe prima am aplicat cu 2 și pe, a treia cu 12. Cu? Cu 12. Cu 11. Cu 11. Și va fi o singură din infracție. Primul numitor comun, 2 ori 2. Și vine 14. Da. Plus 3 plus plus 11. Plus 3, minus 11. Minus 11. Și egal cu? Și este egal cu 5 ori... 17, 8, minus 28, 18. 28, spre 28. Că e minus 11. Ah. Atenție cu ce? E a doua oară când greșește. Nu cred, nu ne discut. Nu numim că mai ce e minus, nu e plus. Și vine 6. Deci vine 6 supra 22. Și egal cu? Și este egal cu... Se simplifică... Așa. Pentru 2. Da.
Și faceți 13 cu 11. Și va da cât? Și va fi 15 stra... 11. Iată, trebuie să facem final. Alte ediții? Asta. Continuăm cu ediții mai departe. Deci continuăm să lucrăm. În ordinea în care apare așa. Unde ești? Aici. A, așa. Te duci aici. Efectuați toate chestiile astea. Da. Bine. Efectuați. Efectuați. 1, 3 și 1, 2. Efectuați. 1 întreg și o doime. Ori 1 întreg și 1 pe 3. Și o treime. Așa, ori 1 supra... Deci 1 întreg și o doime, înmulțit cu 1 întreg și o treime, înmulțit cu... 1 întreg și 1 pe 4. 1 întreg și 1 pe 4. Ori puncte puncte. Ori puncte puncte. 1 întreg și 1 pe 100. 1 întreg și 1 pe 100. E ca la punct. Faceți suma logarul. Cum se face suma logarul? Stai că e o mulțire acolo, dar nu e adunare. Când zici suma logarul, îți poate face. Ai de a face cu adunare. Dar nu ne aducăm așa cu vorbele. Trebuie să vedem concret ce se întâmplă. Ce facem acum aici? Nu știu că pot să introduc întregi infracții. Da. Adică? 1 ori 1 vine 1 ori 2 ori eu plus ori eu 1. Plus 1, plus 1. Deci împărțește asta cu ăsta și adună cu ăsta, da? Da. Supra 2, adică vine cât în final aici? Și vine 3 supra 2. Deci vine 3 pe 2. Ori? Ori 4 pe 3. Ori 4 pe 3. Ori 5 pe 3. Ori 5 pe 3. Ori 5 pe 3? Deci 1 pe 3 pe 2, ori 4 pe 4. 4, ori 5 pe 4. Ori 5 pe 4, așa. Ori puncte puncte. Ori așa. Ori ultimul, care va fi? Și va fi 101 pe 100. 101 pe 100. Știi tu cine este în față? Da, 100. 100 pe? 100 pe 100. Nu? Pe 99. Așa. Deci aici avem 100 pe 99. E la urmă. Hai să vedem cum facem mulțirea asta. Mai e de a face mulțiri pe ce? Simplificare. Simplificările. Adică 5 s-a simplificat aici. 3 cu 3, 4 cu 4. Așa. 5 cu cine am mai scris aici? Pe 6 supra 5. Da. Cine? Punem așa, să se înțelege că acolo este. Da. Apoi, 99 cu ce s-a din față. Așa. Și 100 cu 100. 100. Cât rămâne? Și rămâne... 101. Nu? Da. Sus nu mai rămâne nimic. 101 supra? Supra 100. Supra? Supra 1. Supra 1. Supra 2. Ah, supra 2. Că ăsta nu s-a simplificat. Deci așa au lucrat simplificările, au lucrat în felul ăsta pe diagonală, dar ăsta rămâne aici. Și rămâne și 101. Și vine aici 1, 1, 1, 101, 101, 101 și jos 2. Și nu spun 2. Deci, hai să mai vedem o dată unde a fost ieșit interesant. Spune-ți unde ți-a plăcut cel mai la început, au introdus întregi infracții. Da? Deci un întreg și prima infracție, un întreg și o doimă. A doua este un întreg și o treimă. Următoare, un întreg și o pătrimă. Ei, și tot secretul este să facem ce operație aici? Să facem simplificările. Introducem întregi infracții și trebuie să vedem simplificarea aceea. Da? Asta a fost chestiunea. Următoarea chestiune. Calculați. A ori B. Unde A. Calculați. A ori B. Unde A e egal cu 5. A este egal cu 1 pe 2. Deci. 1
este 1 pe 2. Ori 3 pe 4, ori 5 pe 6. Ai la 1 pe 2, 3 pe 4. Ori 5 pe 6, ori puncte puncte. 90/20. Cât? 90/20. Așa. Să vedem că sus toate sunt numele impare. Și aici sunt toate numele impare. Ceea ce e important, că ce fel de fracții sunt 3 pe 4, 5 pe 6? Cum se numește acestea? Se numesc fracții subunitare, da? Deci mai mici decât un numărător, e mai mic decât numitor. Da? Sunt subunitare, mai mici decât un. Iar B1, să vedem și cine este B1, mă interesează. B este egal cu 2/3. 2/3. Ori 4/5. 4/5. Ori 6/7. 6/7. Ori 5/5. 20/21. Cât? 20/21. Tot subunitare sunt 4 pe 5, 6 pe 7, 20 pe 21. Și acum să facem în ordine. Zicem. A, ordine, este egal cu. Scriem pe A, adică 1 pe 2, ori 3 pe 4, vorbește. Ori 3 pe 4, ori 5 pe 6. Da. Ori puncte puncte. Ori puncte puncte 19/20. Da. Ori bucata cealaltă, 2 pe 3. 2 pe 3, ori 4 pe 5, ori 6 pe 7, ori 5 puncte 20/21. 20/21. E da. Deci asta a fost la 8. Se simplifică. Se simplifică. Cum? 3 cu 6. 3 cu 6 aici, așa, da? Da. Dar eu vreau să fiu un pic atent să vezi tu cât de interesant este liștea asta. Deci aș zice să scriu 1, 3, 5, ca așa să nu se scrie niște numărătorii 3 și numitorii 3, nu? Da. Deci vine egal, fără să facem capul. 1, 3, 5, ori 7, ori puncte, puncte, până la 19, supra, jos ar să fie ce? Ar fi 2, ori 4, ori 6, ori puncte, puncte, ori 20, ori cealaltă fracție. Și vine 2, ori 4, ori 6, ori 20. 2, 4, ori 6, ori 20. Supra 3, ori 5, ori 6, ori puncte, puncte, 21. Și cam. Se simplifică. Care 2 ori 4 ori 6 cu cealaltă. Poate bucata asta cu toată bucata asta, da? Și cealaltă... Nu, asta nu. Și ba, vine... Ba da, cine este în față aici? 19. 19. Deci până la 19 se duce toată asta. Poate să fie și o urmă aici. Da. Unul ăsta nici nu are nicio importanță. Așa că acum o spune, egal cu... Și este egal cu... Deci 3 ori 19, 3 ori 19. Din primul rând este 1 și 1. Adică 1 ori 1 face 1. 1 și 1. 1 și 1. 1 și 1. Foarte tare. Da. Da. Înceapă asta, da. De tu la călătate de în nou, ca să te... așa. Te trebuie să-i pui cățelița lui, da? Ce a fost aici interesant? Pur și simplu, nu trebuie să facem calcul efectiv, să facem simțiri. Și am zis să mulțim numărătorii de numitorii și cu acolo observăm că aici se poate simplifica. Din cu acesta simplificat, a rămas ce a rămas în plus. Și asta este rezultat. În continuare, acum tu încearcă să lucrezi mai departe, da? Până când intrăm cu fața 5, că vă facem și eu fracții, da? Da. Deci, de aici, până la nu ne cunoaște asta aici. Asta era făcut. Da. Dacă ai ceva de făcut pe lângă, sunt toate făcute. Da. Continuăm. Așadar, dragilor, fiindcă a venit prietenul nostru Mario și el spune, să uite cum văd la mine și spune, nu vă las prea mult, că intrați în timpul meu, nu?
Câte ceasuri, te rog? Și 3 minute. Și 3 minute, sigur, ne grăbim. Așadar, oprim ce înțelegi prin prietenul ăsta. Să nu uitați, să-l și să abonați la profesor. Asta se poate, prietenul.